Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest cu 141 de gold. Avem un Wild Card rar, de fapt două, 17 arcașe și încă un Golden Chest în care avem 535 de gold. Avem 6 wildcard-uri rare și 9 minioni, mortar și pedal healer. Bun. Avem și un crown chest, un tire. Hai să vedem, 1100 de gold, avem 2 gemuri, wildcard epic, cannon, royal giant și cutremuri. Bun. Haideți acum să jucăm la war. Vedem că ne aflăm pe locul 2 momentan, dar orul abia a început și hai să-i dăm drumul cu un duel. S-a schimbat puțin politica de calcul a fame-urilor și acum se dau 250 de fame-uri, indiferent de cărțile din deck, dacă le ai de level maxim sau nu, și 200 pentru celelalte meciuri simple. 250 la victorie, ceea ce înseamnă că dacă obții 2 win-uri, obții 500 de fame-uri. Bun, am pus arcașele. O să trimit și Valkyria pe partea dreaptă. Să vedem dacă se duce pe... Da, din păcate se duce și Valkyria și Hog-ul pe acel... acel furnace. Hai să vedem cum scăpăm de acest atac destul de urât. Scăpăm acolo de mega minion, dar ne luăm o grămadă de damage pe tur. Da, și un început destul de greu de meci. Nu știu cum vom reuși să câștigăm. Trimitem acum Valkyria pe partea stângă. Încercăm să mutăm meciul pe stângă. Oh, și am pus acolo greșit un Tesla. Da, și n-avem cu ce să atacăm acel flying machine. Trimis minerul pe dreapta și ne luăm damage destul de nasol. Bun. Aici. Da, e, joacă foarte bine tipul ăsta. Scoatem acolo furnace-ul, dar și flying machine-ul. Și sincer nu știu cum o să ducem la capăt acest duel. Foarte târziu vine Hog-ul acolo. Nu am numărat cărțile, sunt curios dacă are rachetă sau lining sau ceva de genul. A, oricum și cu două sau cu trei locuri tot ne va învinge. Un mini pe care reușește acolo să-i scoată. Da, și avem o șansă să dau și un Eros. A, s-a dus. Dacă eram un pic atent pe turn și aș fi pus mini peca sau ceva acolo la miner, poate că aveam o șansă, dar probabil că ne-am fi luat damage pe Hog. Și că nu se știe. Bun, trimitem bandita, trimitem și flying machine aici, cred că o să pun Zepis, să se despartă, dar să atragă acel...
foarte bine jucat. Să-i dăm un fireball pe Wizard. Bun. Avem avem ceva damage pe turnul lui din stânga. Da, e greu de tot, are căzi bune. Știu să-și facă de cum. Trimitem bandita din nou. Probabil va pune... Parcă avea... Avea Skarmii, dacă nu mă înșel. Un Depis aici. Da, nu e bună cu, Wizard-ul. Hai mă și noi aici. N-are rost să ne... Să ne aruncăm un atac. Pentru moment. Pune Skarmii. Foarte probabil. Da, și nu știu cum să fac să... Să trimit golemul. Furnace-ul aici. No, foarte greu, foarte greu acest match. Jucat foarte bine. Flying Machine aici. Da, și clar e momentul în care trebuie să trimitem golemul. Ok, avem și cu Flying Machine aici. Trimitem practic toate trupele în atac. Da, și ne luăm bătaie destul de urât. Din două meciuri, două înfrângeri. E foarte greu. Asta și din cauza pentru că suntem foarte sus ca cu clanul. Suntem primii 5 sau 6 din lume. Și e normal să avem adversari așa de grei. Și cele două meciuri rămase le vom juca la triple elixir. Hai să vedem. Băi, sper să reușim măcar două victorii aici, dacă n-am putut câștiga duelul. Începe cu muschetira. Trimitem balonul. Oh, și-a pus acolo. Am un cage-ul aici. Și muschetira. Și a jucat-o foarte bine. Foarte bine a jucat-o. Dar reușim să-i dăm foarte mult damage acolo. Și spiritul aici.
pun Infernotaurul foarte sus ca să, să nu poată da Lightning-ul. Da, reușim să-i doborăm primul turn. Ceea ce e foarte bine. Spun... Da, și e nebunie. E nebunie cu, cu acest match. Rămânem în, în apărare. Orice cu aici scăpăm acolo de... Și vom trimite balonul. Da, i-am doborât două turnuri și nu cred că mai mai putem pierde acest acest meci. Trimitem și el spiritul. 15 secunde din din acest meci. Și obținem prima victorie din din acest nou sezon de War. Sincer, destul de grea. Destul de grea. Bun. Hai să dăm și ultimul match. Să sperăm că obținem încă una. O să jucăm tot triple elixir și sper să avem noroc. Avem deck-ul cu elixir golem și hell spirit. Și de multe ori mi-a mers schema. Și rascăși. Scăpăm cu Firecracker în viață. Suntem Goblin Hunt-ul aici. Mai dăm un Firecracker. Sperăm că nu are... Că nu are log. Dar a știut să joace cu... Și vom pune un Battle Healer. Pune și pe al doilea. Dau un Poison. Da, și mutăm atacul pe partea stângă. Pe partea dreaptă. În partea stângă i-am doborât deja turnul. Da, norocul nostru a fost că nu a avut n-a avut log. Dacă avea log sau Eros, eram terminați. Punem un Battle Healer aici. Da, și ar trebui să obține victoria destul de recurând. Poison pe turn și da, avem două victorii și două înfrângeri. Un început bunicel după acea înfrângere din duel. Bun. Ok. Haideți acum să mai creștem o carte. Și ar vrea să ducem Rage-ul la level maxim. Mai avem nevoie de 7 cărți. Și vom folosi wildcard-urile. 7 bucăți. Da, îl facem 200 din 200 și am putea chiar folosi un Magic Coins, un Magic Coin care ne aduce
aduce 100.000 de gold, dar avem deja 100.000 de gold, nu o să-l folosim acum. Pentru că din câte am înțeles, primim 250 de gemuri pentru overdraft, dacă mai câștigăm încă unul în challenge sau în altă parte. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.